Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Filmul Barbie a făcut-o pe Greta Gerwig, prima femeie care a regizat singură un film de $1 miliard. Încasările reprezintă o rentabilitate uriașă pentru pelicula, cu un buget de $150 de milioane. Până acum, doar 53 de filme au avut încasări de peste $1 miliard, fără a ține cont de inflație. What happened last time? You don't want to know. Pe locul 2 în box office este filmul de acțiune Meg 2 The Trench. În primul weekend de la lansare, pelicula a avut încasări de $140 de milioane la nivel mondial. It's happening, isn't it? The world will remember this day. Filmul istoric Oppenheimer a avut încasări mult mai mici decât Barbie. Cu $500 de milioane în 3 săptămâni de la lansare, pelicula Oppenheimer a ajuns totuși printre cele 4 filme biografice cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Chances are near zero.